Povestea lui Daniel și a Corinei a început la orfelinat, căci amândoi au crescut fără părinți, s-au căsătorit și au sperat că împreună pot reuși să întemeieze o familie. Despre fetița lor, Andreea, vorbesc cu mândrie, căci este foarte silitoare la școală, însă au lacrimi în ochi când se gândesc că nu îi pot oferi tot ceea ce își dorește un copil de 9 ani, haine, jucării, rechizite. Nu își permit nici măcar să-i oferă o masă caldă la prânz, iar fetița mănâncă la o fundație. Am adus iapă varză și pâine. Că am, nu am, mâncăm ce avem și noi. Din acolo îi mai dau corn și lapte, iar la ceacaș ca să îi dau cu cereale. Deci are acum lapte în frigider. La 9 ani, niciun copil nu ar trebui să simtă povara lipsei banilor. Lumea Andreei nu este plină de basme, ci de realitatea crudă pe care o aude în fiecare zi. Nu ne permitem. Cu toate acestea, merge la școală și este pasionată de desen. Eu la lucru n-am apucat pentru că nu mi-am cumpărat ce mi-a trebuit. La matematică m-a scos la tablă. Și cum te-ai descurcat? Bine. Bravo. Și m-a și ascultat la teorie. Îți place la școală? Da. Ce îți place cel mai mult? Desenul. Dar vrei să te ții de învățătură, nu? Da. Daniel își dorește să muncească, însă la fiecare interviu de angajare este refuzat. Motivul? O dizabilitate la mâna dreaptă. Singura sursă de venit rămâne pensia de handicap și alocația Andreei. Și am explicat, am zis, domnule, unde am fost, eu nu pot să... Dar ei mi-a zis, nu, domnule, nu angajăm oameni ăștia cu handicap, dacă se întâmplă ceva cu dumneavoastră, noi nu vrem să vă avem pe răspundere. Că sunt unic mulți, ca așa zic. Ca să nu te ai vine, îți spune ce, las că nu-l angajez. Dar îți spune, lasă un număr telefon. Dar cuvântul ăsta, că altceva nu îți spune. Eu mă gândesc că acum am venit lumina, gazele. Nu știu de unde am să scot. Pensia asta am venit-o mai săptămâna care vine. Cu 33 și cu alocația copilului, eu iau banii ei ca să poți plătesc așa ceva. Că n-am de unde scot. Asta e foarte greu. Corina a muncit ceva vreme în Italia, timp în care familia s-a descurcat cu banii. Când a revenit, însă, din străinătate, nu și-a mai găsit de lucru. Acum s-a întors acasă și muncește cu ziua pentru a mai strânge câțiva bani pentru a plăti utilitățile și mâncarea. Chiar vreau să muncesc, am spus, vreau să muncesc pe bani puțin mult, mesti în țară la mine. Că am tras o tare în Italia, nu. Este foarte greu. Și în Galați nici atât nu găsit. Nu, deci noi, am venit luni. Și acum eu mai lucrez la nașa mea cu ziua pe la țară, pe la ea la muncă, când și când iese de muncă la ea. Mai mă duc la frasă și lucrez la menajer interioare, car, muncă de bărbat fac. Car, betoane, ce este, de muncă muncesc. Nu știu ce să mai fac. Pentru amândoi este foarte important ca Andreea să-i aibă pe părinți aproape, pentru că ei nu au avut această șansă. Am sperat să plec mai departe, să pot să ofer. Ce n-am avut eu de mic copil, să pot să oferi ei. Acum vă dați seama. Acum sperăm încet, bine, să mă angajez și eu în țară aici. Așa vreau să-mi doresc să muncesc în țară, lângă casa mea, lângă familia mea. Nu, este foarte greu în țări străini. N-ai pe nimeni. Tot de când dai și mi-au un leu, eu îi dau, dar cât am, dar și când nu mai am. Ea vede că copiii își duc și așa, când nu am eu nimeni și n-am de să-i dau. Daniel și Corina își doresc să-i ofere copilului lor un viitor. Sunt dornici să muncească, doar că nimeni nu le dă această șansă. Dacă aveți posibilitatea de a ajuta familia Strungăreanu, sunați la numărul de telefon afișat pe ecran. Orice gest este binevenit. Un loc de muncă, o sumă de bani, o masă caldă de sărbători sau un dar pentru Andreea, care își va sărbători ziua de nume pe 30 noiembrie, iar părinții știu că nu îi pot oferi un alt cadou decât iubirea lor.